Cetățeni uniți ai lumii fotbalului. Iată ce slogan inspirat redă întocmai atât argumentele acestei sărbători, cât și obiectivele pe care ne le-am asumat. Atât noi, ca Federația Română de Fotbal, împreună cu Guvernul României, Primăria Capitalei, iar pe de cealaltă parte UEFA. Pentru București și pentru România, proiectul Euro 2020 are o valoare aproape imposibil de cuantificat la dimensiunile ei reale astăzi. Pentru că nu vorbim doar de un turneu, nu vorbim doar de meciuri punctuale, de evenimente organizate, ci de reacții și implicații pe termen mediu și lung. Locuri noi de muncă, îmbunătățirea imaginii țării, dezvoltarea turismului și atragerea de investiții noi în România. Acestea ar putea fi doar câteva dintre consecințele acestui eveniment. Această valoare adăugată a proiectului rezidă și în faptul că fenomenul fotbalistic este prin excelență un factor de dezvoltare.